Ai 60 de secunde să intri în mașină și să închizi toate ușile și toate geamurile, pentru că omul de la geam nu mai vine la tine acasă, ci vine la tine la mașină. Da, ați auzit bine, s-a lansat un nou joc și nu uita să apăsați și voi acolo pe butonul ăla de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior și în general vă place această serie cu omul de la geam, așa că dacă voi apăsați acolo pe butonul ăla de like, mă ambiționați pe mine să continui cu aceste episoade și bineînțeles, probabil se ambiționează și developerul când vede că sunt foarte multe videoclipuri cu jocurile lui. Așa că hai să nu mai stăm foarte mult la vorbă, să apăsăm aici pe start și să vedem despre ce este vorba și în acest joc. Pentru că fiecare joc din serie a zis că este un piculeț mai diferit față de celălalt, dar toate au aceeași premiză. Este un om la geam. Așa că îi dăm aici pe yes și așteptăm să vedem și povestea, pentru că fiecare joc are o altă poveste, dar vedeți că este același stil ca și la restul. Caracterele seamănă între ele. Sună telefonul. Cine e la telefon? Ia să vedem. Mătușa Sandra? Deci noi jucăm cu mătușa Sandra, practic. Da? Mama spune să vii rapid, pentru că nu poate să servească masa fără curcanul pe care tu l-ai pregătit. Și vrea să-ți spun să te grăbești. Și noi suntem într-o mașină. Bineînțeles că la această mașină o să vină omul de la geam în curând. Știi cât de devreme a trebuit să mă trezesc să pregătesc chestia asta? Spune mătușa Sandra. Nici nu vreau să aud, nu mă grăbesc. Deci ea vrea să meargă normal, să nu să se grăbească și mi se pare normal. Data viitoare să-și ia singură curcan dacă are nevoie. Ok. Acum mi-a spus să-ți spun să taci din gură și să conduci. Păi asta facem, conducem, mai repede decât atâta nu se poate. Mergem și noi în limitele legale și să avem grijă cum conducem, să nu cumva să se întâmple ceva. Așa că, oh, chiar s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? A spus că s-a cutremurat tot ecranul dintr-o dată. Ești bine? S-a auzit ceva? Da, nu e nimic, nu e nimic, băiete, stai liniștit. S-a întâmplat ceva cu mașina. Deci n-am intrat în ceva sau ceva de genul ăsta, pur și simplu mașina s-a oprit. Deci cred că i-a murit bateria sau abar n-am ce i s-a întâmplat. Mătușă Sandra, ești acolo? Alo? Nu mă auzi sau ce? Ce se întâmplă mai exact? Trebuie să sun la o platformă să vină să mă ridice. Deci nu mai avem nici semnal la telefon. S-a tăiat și semnalul dintr-o dată și s-a tăiat puterea mașinii de a merge mai departe. Nu cred că am să stau aici până când decide cineva să vină să mă scoată din zona asta. Cred că trebuie să merg pe jos până la final. Da, nu știu ce să zic, suntem în mijlocul pădurii. Dar problema este că în acest moment nu o să mai avem lumină și suntem prin pădure. Deci mai bine stau în mașină până dimineața și dimineața mergem pe jos până unde trebuia noi să ajungem cu acel curcan. Pentru că acum este prea întuneric ca să putem să mergem singuri prin pădure. Este ora 9:41, deci e seară. Și da, o să se facă peste ora 12 probabil, în curând. Și nu prea îmi place cum se vede pădurea asta. Sau niște pași. Cine e acolo? Hei, e cineva acolo? Vreau să știu. Vreau să știu, opa. Ai, o căprioară. Ok, alarmă falsă. Alarmă falsă, este doar o căprioară. Uitați-o. Dom'le, dar până și căprioara asta este destul de creepy. Hei, căprioara, ai văzut vreun om de la geam pe aici? Și nu știu eu. Ok, căprioara asta nu pare foarte prietenoasă. Deci, da. Și parcă vezi că mă uit la căprioara asta și dintr-o dată apare omul de la geam pe undeva. Și nu de alta, dar avem multe geamuri. Adică avem parbrizul și uitați-vă câte alte geamuri. Până și sus avem trapă. Deci, Oh. N-are rost să stau aici toată noaptea, bănuiesc. Mă pun în spate și mă culc puțin. Ok. Deci ora 10:15. Se pune la culcare. Ok, și se trezește la 1:45 din ce am văzut eu că s-a schimbat ora. 1:47 pentru că se aude ceva în pădure. Ce s-a auzit? Nu-mi place sunetul ăsta deloc. Ok. Păi și ce-i să faci? Și-a luat mare pușcă. Păi, dacă am de gând să stau în pădurea asta, care cine știe ce, probabil e bântuită sau ce se întâmplă cu ea, atunci mai bine să fiu pregătit.
Și bineînțeles, dacă cumva e să vină ceva la mine, am această pușcă și mă voi apăra. Ok. Nu știu ce să zic despre chestia asta, dar vedeți că avem acolo jos gloanțele și avem și o țintă. Nu vedem pușca în mâna persoanei, dar știm că are pușca și putem să ne uităm și pe oglindă. Bă, au ceva. Ok. Căprioară, nu mă mai speria, ok? Și cred că trebuie să stăm până dimineața aici. Deci, practic, e ora 2 dimineața în momentul de față și posibil să vină omul de la geam la unul dintre geamuri. Deci, băiatul ăsta care face jocurile cu omul de la geam, toate jocurile lui se bazează pe principiul că cineva va veni la un geam. De data asta e o mașină care are geamuri și omul de la geam va veni la geam. Ca asta e venit să facă. Abar n-am. Da, îmi plac jocurile lui, chiar mi se par tari și cred că puteți să vă dați seama deja. Ia uite altă căprioară. Puteți să vă dați seama deja când este un joc făcut de acest developer, pentru că are exact același meniu, același text, aceeași animație, caracterele toate seamănă între ele, adică îți dai seama de asemănări, știi? Că nu sunt alte jocuri la fel. Ok, unde e omul de la geam? Până acum am văzut niște căprioare. E ora 2:29. Dacă ajungem la 3 dimineața, nu știu, dar mie cam frică la 3 dimineața în pădurea asta. Ok, căprioară, care-i problema ta și de ce tot alergi? Mă gândesc că o căprioară ar alerga așa, dacă ar fi speriată. Mă gândesc, nu știu ce să zic. Ok, dar problema e că noi o să trebuiască să avem grijă să nu tragem în căprioare. Și dacă cumva vine omul de la geam, să tragem doar în omul de la geam. Pentru că dacă cumva rămâi fără gloanțe, nu o să fie bine. Nu o să fie bine deloc. Din ce am înțeles, jocul are două endinguri, deci dacă vreți să le facem pe amândouă, dar stați până la final să vă uitați. Și fiți atenți, am pus pauză puțin la joc. Dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe butonașul de like, hai să apăsăm cu toții chiar în acest moment. Fiți atenți, voi pleca de la calculator un piculeț și vreau ca fiecare dintre voi să apese pe acel butonaș de like. Sunteți pregătiți? Haideți să apăsați, da? Gata, m-am întors. Sper că s-a apăsat și voi pe acel butonaj de like și ne-am întors și noi la joc. Ăsta e? Oh my god, cum arată! Nu știu, am văzut doar un ochi, dar sincer să fiu, seamănă foarte mult cu primul om de la geam. Doar că mi s-a părut așa că avea parcă nasul foarte mare, dar nu sunt sigur. Trebuie să ne uităm dacă mai vine. Deci am folosit un glonț, ok? Din toate. Trebuie să avem grijă să nu irosim, pentru că s-ar putea să ai nevoie de toate gloanțele și dacă cumva irosesc unul pe o căprioară care mă sperie, nu o să fie bine deloc. Tot s-aud pași de jur împrejur. E ora 3:10. Da, și fix la ora 3 dimineața a venit, dacă nu mă înșel. V-am zis eu că e ceva neregulă. Ok, căprioară, pleacă de aici. Pleacă de aici că mă induci în eroare și nu de alta, dar nu vreau să fac aici vreo greșeală. Ia să vedem. Omule de la geam, unde ești? Ok, te poți uita și în oglinda aia de acolo, ceea ce e bine, pentru că, tehnic vorbind, te uiți stânga-dreapta și oglindă față. Aud ceva care vine repede. A, e tot o căprioară, cred. Și ăla mi s-a părut că fuge, omul de la geam. Adică, bine, și căprioarele astea uneori fug. Dar omul de la geam mi s-a părut că fuge mult mai tare decât atât. Nu sunt sigur, dar hai să vedem. Omule de la geam, pe unde ești? Uite-l. Ba nu, tot căprioară e. Tot căprioară, mă. Oare unde o fi? Îmi arată că aici aș putea să trag, dar de ce să trag acolo? Că e doar un copac, nu e nimic acolo. Că pentru că e căprioara asta, cred că, și trece pe aici. Uite-l în față, îl vedeți? Mi se vede doar umbra așa, uite pe unde a trecut căprioara. Uite, s-a întors și pleacă. L-ați văzut acolo în față? Oh my god. Da, asta nu e de bine. Și că deja a început să-mi fie somn. Da, cred și eu la 4 dimineața. Dar dacă cumva dorm și chestia aia vine, o să mă mănânce. Da, deci nu este o idee bună să adormi. Următoarele ore o să fie foarte, foarte complicate. Ce trebuie să facem? În momentul în care adormi, apasă rapid pe space de multe ori ca să te trezești. Altfel vei adormi. Deci dacă adormi cu bestia asta pe aici prin pădure, omul de la geam, băi, pleacă de aici că mă sperii.
N-o să fie bine și o să te mănânci omul de la geam. Deci trebuie neapărat să nu adormim. Nu știu cum se vede când adormi, dar nu cred că e bine. Se vede ceva în fundal acolo, nu știu ce e chestia. E ceva acolo. Ce? Se aude ce? Nu mai trece pe aici! Ce sunt? Ce e chestia? Uite, dacă mă uit așa se vede mai puternic. Parcă ar fi niște ochi. Uite, în colțul din stânga. Ciudat. Hai să vedem, stai să vedem. A, chestia aia începe să se vadă din ce în ce mai tare. Ca și cum ar fi chiar omul de la geam, dar genii gigantic și în fața noastră. Cred că are logică chestia asta. 4.28, ha mă frate, nu mai veni. Te rog eu, nu mai veni. Du-te la tine acasă. Dar la mine la geam să nu mai vii, uite-l. Oh my god, ce creatura asta. Bă, îmi deschide ușa. Îmi deschidea ușa și băga mâna pe ușă. What? Uitați-vă că se închide ușa, ușor, ușor. Wow, dacă nu ești atent, îți deschide mașina și intră în mașină cu tine. Ok, fiți atenți, facem, deci facem ambele ending-uri. Facem ending-ul în care să scăpăm, să încercăm să scăpăm cel puțin. Și după asta, după ce terminăm primul ending, facem ending-ul în care intră cu tine în mașină, să vedem ce se întâmplă. Oh my god. Bă, ce ciudățenie a naturii, nu! Nu, 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 nu! Apăs pe spacebar-ul ăsta de n-am rupt spacebar-ul în două. Oh my god, adormea caracterul meu, glumești? Și ați văzut cât de tare m-am chinuit ca să n-adorm? Deci trebuie să-ți rup tastatura în două să n-adormi în jocul ăsta. Wow, tăticule, că nu e bine. Nu prea e bine ce se întâmplă aici. Unde e? La... Ok, căprioară. Nu, nu! Nu, nu adormi, nu adormi, nu adormi! Oh my god! Vedeți ce se întâmpla dacă eu adormeam acum? Deci dacă adormeam, era cu mine mașină. Băi, frate, ce experiență îți oferă jocul ăsta, glumești și cu mine. E înfiorător și cât de simplu e făcut. Adică, practic, tu nu te miști, doar stai în mașină și trebuie să ai grijă să nu intre cu tine în mașină. Dar experiența pe care ți-o oferă, nu știu, mi se pare foarte mișto. Nu știu, toată atmosfera pe care ți-o dă jocul ăsta. No, căprioară, nu, 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 nu. Ah! Oh my god, era la geamul celălalt. Oh my god. Deci credeți-mă că sunt efectiv speriat. Pe bune. Pentru că am crezut că doar căprioara a venit. Dar nu, el a folosit căprioara respectivă drept o diversiune. Și nu l-am auzit venind. Bă, trebuie să te uiți peste tot. Nu știu dacă pe sus poate să vină. Dar, sincer să fiu, ar fi destul de nasol dacă ar putea să vină pe partea de sus. Ok, căprioara acolo. Ok, nu-l aud. Oh my god. Deci momentan nu-l aud, doar că căprioara asta vine încetişor. Căprioara, tu chiar n-ai frică? N-ai frică de această bestie a naturii care se tot prezintă pe la geamurile mele, numit omul de la geam? Hai să strângem la episodul de azi peste 20.000 de like-uri, frate. Dacă vreți să continuăm cu seria asta, aș aprecia mult, mult de tot! A venit omul de la geam? Nu, e tot căprioara. Aș aprecia mult de tot și v-am zis, asta mă ambiționează să postez din ce în ce mai multe episoade cu jocurile acestea, că am văzut că vă plac în mare parte. De ce adorm în continuu? Ce am? Chiar așa de somn să-mi fie. Înțeleg să adorm la o perioadă dacă m-am trezit, gen... Îl aud. Îmi deschide portbagajul! Wow! Ha, mă, lasă-mă! Ia uite ce vine! Ok, 6 dimineață. Iarăși! Bă, dar încep să nu mai am glonțe. Alo? Alo? Las. Iarăși vine? Nu, adorm. Unde e? Deci nu vreau să adorm în momentul care vine aici. Că uite, chiar așa adorm. Mai am 2 glonțe. Nu adormi, te rog, nu adormi când vine ăsta aici. Te rog din suflet să n-adormi când vine ăsta aici. Nu mă gândeam că poate fi așa intens jocul ăsta, adică practic doar stăm într-o mașină și trebuie să țintim în momentul care vine, dar gen, e înfiorător, chiar e, e super intens. E ora 7 aproape, deci încă mai am 2 gloanțe. Oh my god, căprioară. Puh, unde e mă frate? Nu știu dacă el vine doar noaptea, până acum în jocurile anterioare el a venit doar noaptea. Deci doar noaptea, ziua n-a venit deloc. Și cred că are
ceva de-a face cu peste ora 12 noaptea. Peste ora 12 noaptea el vine. Dar momentan, suntem ok, nu a dormit. M-am ajuns la ora 7. Ok, cred că e suficientă lumină momentan. Pot să ies din mașină și să merg. Da, deci cred că el pe timp de zi nu vine. Uite că ieșim din mașină și fugim. Și am fugit, salut. Doamne, cum arată mașina asta. Ok. Ce se mai întâmplă acum? Oh, omul de la geam. Ok. Ce face că nu mai suntem în mașină acum? S-a urcat o mașină. Vrum, vrum. Ce facem asta? Îmi fură mașina. Omul de la geam care fură mașini mai nou. Mă, tu te crezi în GTA? Unde te crezi aici? Mi-a furat mașina omul de la geam. Păi mi-a furat mașina. Ce părere aveți despre chestia asta? Ok, nu mă așteptam la finalul ăsta, sincer să fiu, dar a apărut o steluță aici. Asta înseamnă că avem unul dintre endinguri. Și hai să încercăm și al doilea ending în care el să mă prindă, da? Deci o să dăm aici pe start, o să dăm pe X ca să dăm skip la toată partea de început cu intro și cu povestea, pentru că am văzut-o deja și n-are rost să vedem de două ori. Și acum ne punem în spate și pentru a-l face să ne prindă, practic trebuie să ne irosim gloanțele, dar primul glonț trebuie să-l nimerim în el. Deci trebuie să-l nimerim în el primul glonț și restul trebuie să le irosim. Hai să vedem, că momentan nu-l văd să vină. Îl așteptăm să vină, primul glonț trebuie să-l nimerim direct în el și pe aia putem să tragem random în ce mai vedem pe aici. Căprioare sau nu știu, cred că poți să tragi și fără să ai țintă. Și data viitoare când ne prinde o să fie foarte nervos și să vedem ce se întâmplă cu endingul numărul 2. Sunt curios ce se întâmplă când intră în mașină. Cât de simplu e făcut jocul ăsta și totuși cât de mișto a fost. Chiar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut și aștept cu nerăbdare următoarele jocuri de la acest developer, că mi se par geniale. Ok. Deci să vedem. Ok, încă o căprioară, nu avem treabă cu căprioara. El o să vină la un moment dat oricum. Doar că știți cum a fost și prima dată când a venit. Trebuie să-l aștepți, n-ai ce să faci. Trebuie să-l așteptăm. Omule de la geam, deja știu cum arăți și deja știu când vei fura mașina. Oh my god, ce m-am speriat. Ok. Unde ești, mă? Sau poate să încerc să trag? Poate vine încoace dacă aude. Na. Uite că pot să trag și nu e nicio problemă. Și le tragem pe toate și un singur glonț îl nimerim pe el acum când vine. Asta e să văd unde e. Aceasta ar fi o întrebare bună. Uite-l. Ok, salut. Hei, și acum, pentru că prima dată cred că nu-ți deschide ușa. Cel puțin eu asta am văzut că nu mi-a deschis ușa prima dată. Și acum, practic, noi nu mai avem glonțe. Deci, oricând va veni, va intra în mașină. Și vreau să văd ce se întâmplă în momentul în care face chestia asta. Ok, ora 3 dimineața acum așa. De data asta parcă a venit mai repede de 3 dimineața. Parcă data trecută la 3 dimineața abia atunci a venit prima dată. Sau poate, nu știu, mi s-a părut mie și habar n-am dacă jocul e random sau nu. Dar uite, eu încerc să trag. Uite-l în pădure, mă spionează. Deci eu încerc să trag și nu se întâmplă nimic. Da, te văd acolo, te văd, ok. Știu că ești acolo și ia de-am că vine încoace. Ba, nu vine încoace, ba. Pleacă mai departe? Ok. La asta nu așteptam. Mă așteptam că gen odată ce l-am văzut va veni. Căprioara asta vine pe aici să mă sperie. Developerul a pus clar căprioarele special ca să te inducă în eroare și să te sperii de ele. Pentru că, na, mergând pe aici prin pădure scota exact același sunet ca și omul de la geam. Dar mă uit în toate direcțiile să văd. Încolo nu e, încolo nu e. Uite-l, e în față. Da, deci cred că jocul nu este random, dar mai degrabă cred că jocul se bazează în mare parte pe aceleași eventuri. Pentru că și data trecută a apărut exact acolo în față și de data asta exact la fel a apărut acolo în față. Și acum ar trebui să vină să ne atace, nu? Să vină la geamul nostru. Unde ești, băiete? Arată-te. Arată-ți fața, hai să vedem ce știi să faci. Unde ești, mă? Nu mai vrea să se arate de data asta. Ajungem la ora 4 fără niciun glonț.
Și nu mai vine. E foarte ciudat că parcă data trecută a venit foarte constant. A, nu știu, uneori mi se pare că e random joc, uneori nu. Ia, a venit? Ce face? N-am gloanțe. Ok. Oh, 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 oh. Ia uite, a deschis ușa. Wow, 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 wow. Mamă! Deci a deschis așa ușor ușa. Eu mă gândeam că intră direct. Dar nu. Nici o șansă. Și ăsta a fost cel de-al doilea ending. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel butonaj de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!